Handbal Municipal Buzău s-a impus în această după-amiază cu 44-33 în fața formației HC Piatra Neamț, în primul joc disputat în fața propriilor suporteri din actuala stagiune. Câteva sute de spectatori au asistat la cea de-a treia victorie consecutivă a tupei lui Ilie. Ne bucurăm de victorie, sperăm să o ținem tot așa, facem mari eforturi, că știți foarte bine, situația financiară nu este una foarte bună, n-am luat banii de 4 luni. Dar mie una și tuturor colegilor ne place handbalul și luptăm pentru echipă și pentru oraș. Cea mai cunoscută jucătoare din lotul formației buzoiene a spus că echipa traversează una din cele mai dificile perioade din istoria clubului și că acest fapt încă nu și-a pus amprenta asupra evoluției fetelor. Nu prea avem nici poziție în sală, acum este și ocupată. Poftim? A plouat? A plouat afară, da, facem eforturi uriașe, să rămânem în formă și să câștigăm. Romeo Ilie, tehnicianul Gupării din Buzău, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de jucătoarele sale, evoluție care a adus cea de-a treia victorie pentru Handbal Municipal Buzău în actuala stagiune. În sfârșit am mai bifat o victorie, deși ne așteptam să fie jocul mai greu. Noi ne l-am făcut mai ușor, ne desprinzându-ne din start și felul acesta jucând fetele puțin mai relaxat, s-a produs diferența aceasta mai mare de scor. Pentru HM Buzău urmează o deplasare lejeră duminică pe terenul ultimei clasate CSU Târgoviște.